Probele scrise de la simularea examenului de maturitate de la Colegiul Andronic Mutrescu din municipiul Rădăuți s-au desfășurat în condiții de normalitate. Directorul Colegiului Rădăuțean, profesorul Florin Drâmbă, s-a declarat mulțumit de prezența la probe și a mai afirmat că privește cu optimism vis-a-vis de organizarea examenului de bacalaureat din vară. La Colegiul Andronic Mutrescu s-au desfășurat ca în toată țara simulările pentru bacalaureat. Totalul elevilor clasa 12-196, la cele trei probe situația este în felul următor. La prima probă la limba și literatura română, la uman 47 de elevi, absenți doar 3, la real 149 de elevi, absenți doar 7. Prezența foarte bună, zic eu, în condițiile acestea. La proba a doua, matematică și respectiv istorie pentru cei de la teoretic, iarăși o prezență bună, mai la matematică 949 de elevi, 17 post absenți, iar la istorie doar 7 din cei 47. La ultima probă aleasă de anatomie, geografie și logică, cele trei discipline, aici iarăși o prezență mulțumitoare, la anatomie doar 8 elevi absenți, la geografie 3, la logică 12. Așteptăm acum pe 31, încă se mai corectează la ultimele probe, așteptăm să vedem rezultatele și vor fi afișate și anunțate pe 31. Examenul, simularea aceasta la bacalaureat s-a desfășurat în condiții normale. Noi am asigurat din timp condiții de igienă corespunzătoare, tot ceea ce a fost precizat în ședințele anterioare cu inspectorul școlar, am respectat și am încercat să asigurăm în primul rând securitatea elevilor, medicală a elevilor, să nu existe, știu eu, o situație în care să fie puși, să avem, știu eu, îmbolnăviri ulterioare. Cred că nu este cazul. Suntem pregătiți și pentru a desfășura în continuare procesul didactic, însă n-am primit nimic oficial, dar se preconizează că următoarea lună va fi o lună în care doar clasa 12 va efectua cursuri și acelea online. Ceilalți elevi vor avea vacanța aceasta prelungită până prin mai. Vom vedea și ordinul de ministru trimis probabil prin fidelul inspectorul școlar județean în școală, deocamdată n-au ajuns, și ne vom desfășura activitatea ca și până acum. Deja noi suntem, ca toate școlile din România, suntem rodați în a efectua lecții online, a asigura condiții de securitate, avem materiale, cum am mai spus și anterior, materialele de dezinfecție asigurate, măști, tot ceea ce trebuie. Și rămân optimist că în curând se va termina și cu această situație și vom intra într-o normalitate pe care toți o așteptăm.